ziua! Socialdemocratul Victor Negrescu este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Negrescu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am regăsit! Marți seara au avut loc două dezbateri. Pe de-o parte am avut dezbaterea Vioricăi Dăncilă, prezidențiabilul PSD, și pe de altă parte am avut dezbaterea lui Klaus Iohannis, prezidențiabilul PNL. Cum s-a văzut la PSD dezbaterea lui Klaus Iohannis? Dezbatere de aproape 3 ore? Da, am avut două dezbateri și două feluri de a face politică. Pe de-o parte am avut dezbaterea organizată de Partidul Social Democrat, o dezbatere liberă la care a putut participa cine și-a dorit, evident, jurnaliști din toate zonele, au putut adresa întrebări, orice fel de întrebare, inclusiv întrebările incomode și dificile. Candidatul nostru a fost disponibil, a stat mai multe ore în picioare, ascultând pe fiecare și căutând să răspundă cât se poate de bine la aceste întrebări adresate de jurnaliști. Și cred că e o dovadă de transparență, de deschidere, de disponibilitate de care trebuie să dea dovadă orice politician în România. Pentru că dacă nu răspund la întrebări, este foarte greu să răspunzi în fața cetățenilor. Mai ales unul care cere votul pentru Cotroceni. Dar... Corect, corect. Și practic arăți, cred eu, faptul că îi respecti pe cetățeni, pe cei care duminică au de gând să meargă la vot și le arăți că ești disponibil să oferi orice tip de răspuns. De cealaltă parte, am avut o dezbatere foarte încadrată, unde am înțeles că jurnaliștii au fost instruiți înainte, unde am înțeles că au fost jurnaliști care au fost aleși și unii care au fost invitații adesate nominal, ceea ce nu se întâmplă de regulă. De regulă inviți redacția, redacția trimite pe cine consideră oportun la o dezbatere. Ori aici, da, cei de la PNL și Klaus Iohannis au ales, da, câțiva jurnaliști. O parte i-au refuzat și mă bucur acest lucru. Și cei care au venit au pus o serie de întrebări, unele mai bune, unele mai puțin bune, dar dezbaterea n-a fost liberă până la capăt. Deci a fost aranjată. Lucrurile au fost încadrate. Eu cred că, practic, nu s-a reușit acel dialog care era necesar cu cel care a ocupat funcția de președinte al României timp de 5 ani. Adică este trist ca după 5 ani de mandat tu să organizezi o singură conferință de presă în urmă cu o săptămână, la care să răspundă întrebări, și o dezbatere. Adică e prea puțin totuși în 5 ani de zile pentru cel care ocupă cea mai bogată demnitate publică în România să răspunzi doar de 2 ori la întrebări. Mi se pare mult prea puțin. Adică, sincer, e trist pentru modul în care acești oameni privesc democrația românească și privesc cetățeanul. Adică îl desconsideră prin acțiunea lor. Și eu cred că oamenii trebuie să fie foarte atenți la acest lucru. Adică atunci când vezi un politician care nu e dispus să primească pe toată lumea, nu e dispus să asculte pe toată lumea, trebuie să ridici reale semne de întrebare și să fii și un puțin îngrijorat în ceea ce înseamnă starea democrației românești și riscurile ca pe viitor acest tip de comportament să se reproducă. Adică în ultimele săptămâni, dincolo de disputa electorală, am văzut așa, atacuri la partide politice, atacuri la persoană și o lipsă de disponibilitate la dialog. Noi ne-am fi dorit ca să existe o discuție, o dezbatere între cei doi candidați. Am fost nevoiți să organizăm și noi o astfel de discuție, tocmai pentru a arăta că lucrurile pot fi mai libere, mai deschise. Și poate, de ce nu, mai avem câteva zile, poate domnul Iohannis se decide ca în final să accepte dezbaterea democratică și să întâlnească cu candidatul nostru. Dar ce v-a atras cel mai mult atenția la dezbaterea lui Klaus Iohannis? A fost ceva care v-a atras în mod special atenția? Da, mie mi-a plăcut foarte mult intervenția acelui tânăr după ce s-a trecut dezbaterea principală, când la un moment dat s-a dat microfonul în sală și da, un student al SNSPA și se dovedește că acolo la SNSPA totuși sunt tineri foarte bine pregătiți, s-a ridicat și l-a întrebat pe Klaus Iohannis dacă este normal să nu fie invitat și jurnaliști care ar fi putut să-i adreseze întrebări incomode. Și nu a primit niciun răspuns. Tânărul a fost foarte curajos și asta înseamnă democrația, trebuie să critici, da, și politicienii, oricare ar fi ei, dar trebuie ca noi, cei care ocupăm funcții publice, să răspundem. Și asta mi-a atras atenția, că nu a răspuns. Deci, o primă întrebare de la un tânăr care nu a primit răspuns. Ceea ce mă îngrijorează și eu cred că tinerii din România merită un pic mai multă atenție, tocmai pentru a rămâne în țară, pentru a avea încredere în România, pentru a avea încredere în cei care ocupă funcții publice. Vă așteptați să fie taxat prin vot Klaus Iohannis duminică pentru refuzul de a participa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă și chiar pentru această dezbatere organizată cu câțiva jurnaliști și nu cu toată presa, așa cum eram obișnuiți de fel? Da, eu am remarcat că, din păcate, lipsa de disponibilitate la dialog riscă să conducă
la o participare mai scăzută. Și am văzut pe mediul online, mai ales și la ceea ce înseamnă difuzarea online a acelei dezbateri, că erau foarte multe persoane, în general tineri și oameni din afara țării, care criticau faptul că n-a fost o dezbatere reală, o dezbatere care să permită adresarea tuturor întrebărilor care ar fi putut fi adresate cu ocazia unei astfel de discuții. Și da, asta e temerea mea, adică dacă participă puțini oameni la vot, funcția de președinte a României își pierde din valoare. Deci totuși, să ne uităm puțin, la primul tur am avut o rată de participare de 47%. Deci, practic, peste jumate dintre români cu drept de vot au considerat că nu trebuie să meargă la vot, să voteze președintele României. Și riscăm să avem o rată de participare și mai mică la al doilea tur, ceea ce va face președintele mult mai slab, mult mai incapabil, practic, să fie reprezentativ pentru toată țara. Deci credeți că prezența la vot duminică va fi mult mai mică? Eu am văzut că din simpatizanții de dreapta există o reală dezamăgire în ceea ce înseamnă Klaus Iohannis. Adică n-a reușit să se adreseze electoratului USR Plus, n-a reușit să se adreseze electoratului PMP, electoratului UDMR, adică a evitat lucrurile acestea. Klaus Iohannis, între cele două tururi, adică Klaus Iohannis pentru turul 2, nu e diferit de Klaus Iohannis care se pregătea pentru primul tur. A rămas în această idee, sunt candidatul PNL, Ludovic I și alte chestiuni de genul acesta. Ori trebuie să fii președinte tuturor românilor. Eu sper că, indiferent de rezultat, cel care va ocupa funcția de președinte a României să înțeleagă că el are o responsabilitate enormă în a-i reprezenta pe toți, și de dreapta și de stânga, în a-i reprezenta pe cetățeni, indiferent de ce, de posibile diferențe între aceștia. Dar de ce credeți că totuși Klaus Iohannis refuză o dezbatere cu Viorica Dăncilă? Toată lumea cere o dezbatere, PSD-ul cere o dezbatere. De ce refuză Klaus Iohannis? A dat câteva explicații, crede PSD-ul în aceste explicații? Eu cred că, din nefericire, este doar o strategie politică și dă dovadă de politicianism. Și asta, eu știu că acum 5 ani, când a câștigat alegerile, a câștigat tocmai pentru că venea cu un alt tip de mesaj, respingând, da, stilul tradițional de a face politică. Ori asta face el astăzi. S-a uitat pe niște sondaje care îl dădeau mai bine plasat pentru turul 2 și a rămas într-o zonă de confort, zicând, ok, e suficient atât. Dar să fii președinte României presupune mai mult. Nu doar să spui că e suficient atât, e suficient să stai liniștit, te uiți la sondaje, voturile vin de la sine, trebuie să-i respecti pe oameni, trebuie să mergi către ei, să fii mai deschis. Sincer, prea mult politică, prea mult politicianism în ceea ce înseamnă abordarea aceasta pe care o are dânsul și o are PNL-ul în aceste alegeri prezidențiale. Și eu cred că, dacă poate nu vor fi taxate atât cât ne dorim pentru turul acesta, sunt convins că pe termen mediu și lung PNL va fi taxat pentru această atitudine arogantă. Ar trebui să știe viitorul președinte în limbi străine? Viitorul președinte al României ar trebui să știe limbi străine? Eu cred că este foarte bine să cunoști limbi străine și este de asemenea foarte bine să știi ce să spui atunci când întâlnești cu partenerii din alte state și mai ales să ai ceva de spus. Da, este important ca România să aibă o politică externă coerentă și mai ales o politică externă proactivă. Nu e suficient doar să spui, cum am remarcat din păcate și în intervențiile de ieri, că facem cum zic ceilalți. Da, suntem integrați în structurile europene, în structurile euroatlantice, trebuie să ne raportăm la Uniunea Europeană și NATO. Eu sunt un real susținător al acestor demersuri, dar în interiorul acestor structuri trebuie să spui partenerilor tăi ce îți dorești. De exemplu, eu mi-aș fi dorit să aud din partea președintelui României că România își dorește ca NATO să fie mai prezent în țara noastră pentru a asigura protecția frontierelor estice ale parteneriatului nostru euroatlantic. Mi-aș fi dorit să spunem că ne dorim în ceea ce înseamnă politica de apărare comună ca România să poată beneficia de resursele financiare disponibile prin această politică pentru a dezvolta propriile capabilități în domeniul militar împreună cu partenerii europeni. Adică lucruri concrete, nu doar să spui facem precum ceilalți, facem împreună cu ceilalți ceea ce e în interesul României și a partenerilor noștri. Au fost prea puțin tratate temele de politică externă? Da, din păcate aceste subiecte au fost destul de absente din dezbaterea publică. Deși președintele României are ca principală atribuție reprezentarea externă a țării noastre și componenta de apărare, evidentă. Și în contextul acesta mi-aș fi dorit ca cei care, da,
candidează pentru această funcție să fie puși în dificultate în mod real. Să nu mai vină doar cu fraze plastice, scrise de diplomați sau de oameni cu expertiză, dar pe care oamenii respectivi, decidenții, da, viitorii președinți, poate unii dintre ei nu le-au înțeles sau nu le înțeleg în totalitate. Trebuie o abordare mai activă a României în plan extern pentru a conta. De aici, poate, motivul pentru care nu intrăm în spațiul Schengen este pentru că nu suntem proactivi în raport cu partenerii noștri. Motivul pentru care n-am obținut scoaterea vizelor pentru Statele Unite este pentru că, da, am mers acolo și am luat o șapcă în loc să discutăm lucruri concrete. Ok, eu nu sunt genul de om care spune că se pot obține lucrurile acestea de pe o zi pe alta. E dificil. Nu este ușor. Dar vrem puțin o altă atitudine. Această atitudine ar da încredere românilor că toate reformele care au fost făcute și probabil o să fie făcute în perioada următoare, au ca menire obținerea unui prestigiu mai mare al țării noastre și o poziție mai importantă a țării noastre în plan mondial. Vă întrebam adineaur dacă ar trebui să știe viitorul președinte o limbă străină. Este un impediment faptul că Viorica Dăncilă nu știe o limbă străină? Da, Viorica Dăncilă, așa cum a spus și pe CV-ul său, da, cunoaște limba franceză și de asemenea înțelege limba engleză. Da, probabil că dacă ar fi fost o candidatură planificată, s-ar fi axat pe o creștere a, da, aptitudinilor ei în a vorbi o limbă străină. Dar nu este o candidatură planificată. Dar este o chestiune care, evident, a fost rezultatul unor serie de demersuri, faptul că a ocupat funcția de premier, faptul că a avut rezultate în această funcție, faptul că, da, a devenit președintele partidului și ulterior a ajuns să devină și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte a României. Eu cred că dacă noi să ne uităm pe profilul domnului Klaus Iohannis de acum 5 ani, probabil că nici dânsul nu era la fel de bun cunoscător al limbii engleze sau alte carențe. Adică totuși a venit din funcția de primar și s-a dus direct în funcția de președinte. Totuși primarii au foarte multe competențe, dar poate există o diferență și nu ții minte să fi fost puse sub semnul întrebării, da, aceste elemente. Eu mi-aș dori ca pe viitor să avem într-adevăr oameni care sunt, nu știu, pregătiți pentru diferite demnități și eu cred că ușor-ușor politica se va schimba în perioada următoare și Partidul Social Democrat poate fi în prim planul acestor posibile, da, evoluții pozitive pentru politica românească. Dar matematica ar trebui să știe viitorul președinte României. Am văzut o întreagă dezbatere pe o întrebare pe care a primit-o prezidențiabilul PSD și care apoi a primit-o și prezidențiabilul PNL, dar nu am aflat niciun răspuns de la dânsul. Ar trebui să știe matematică viitorul președinte? Eu cred să cunoască noțiuni elementare de matematică. Da, eu cred că viitorul președinte României trebuie să fie apropiat de cetățeni, să-i înțeleagă, să-i asculte, să-i reprezinte. Ok, foarte bine dacă ai și alte competențe, alte aptitudini, inclusiv în ceea ce înseamnă cunoașterea matematicii, dar da, am văzut, de exemplu, la această întrebare, doamna Viorica Dăncilă a încercat să ofere un răspuns, a fost cel mai bun. A fost eronat. Domnul Klaus Iohannis a râs, adică, practic, a ignorat cetățeanul sau persoana care a pus întrebarea. Dar credeți că știa răspunsul? Dacă n-a răspuns, înseamnă că nu știa. Dar cred că nu e vorba despre asta și inclusiv această chestiune să, da, luăm în derâdere orice element, orice discuție, e complicat. Eu pot să spun doar așa, doamna Viorica Dăncilă a stat totuși 3 ore în picioare ieri, a răspuns la toate întrebările, această întrebare într-adevăr a venit mai pe final, e foarte complicat să faci față unui arsenal așa de întrebări multiple, dar eu cred că în definitiv, da, s-a descurcat cum trebuie și se dovedește că există la nivelul Partidului Social Democrat oameni dispuși să răspundă la toate întrebările. Va fi organizată și o altă dezbatere de genul acesta până în sâmbătă, când practic este ultima zi de campanie? Noi avem mai multe lucruri pregătite în perioada următoare, în ceea ce înseamnă întâlnirile cu cetățenii și prezentarea mai clară a ceea ce înseamnă oferta noastră politică, prioritățile noastre pentru ce ar însemna administrația prezidențială. Vrem să le prezentăm mai clar, vrem să schimbăm puțin discuția de la o dezbatere mult prea antagonică spre o dezbatere constructivă. Noi, cei din Partidul Social Democrat, tot timpul am pus această componentă a construcției în prim plan. Și, într-adevăr, da, noi am remarcat că PNL și Klaus Iohannis nu vorbesc de ceea ce au făcut ei timp de 5 ani în fruntea țării. Adică, care este bilanțul
domnului Klaus Iohannis. Nu știm nimic despre aceste chestiuni. Și mai mult decât atât, spun așa, 30 de ani cu Partidul Social Democrat. Am avut 19 ani un președinte de dreapta în 30 de ani. Adică unde Partidul Social Democrat, unde a greșit Partidul Social Democrat? Am avut noi președintele României? Nu, n-a fost un reprezentant la Partidul Social Democrat. Dar a fost la guvernare PSD. Haideți să ne uităm și acolo. Dacă ne uităm puțin la calcule, veți remarca că cei de dreapta au avut un an, sau chiar doi, mai mult decât Partidul Social Democrat la guvernare. Bine, nu, au fost și împreună la un moment dat. Au fost și împreună la un moment dat. Și da, dar trebuie să ne uităm la cifre. Ok, spune 30 de ani. De 30 de ani înseamnă 20 de ani aproape de președinte de dreapta. Și dacă Klaus Iohannis câștigă din nou, o să avem, practic, da, 24 de ani din 35 conduși de dreapta. Deci dreapta a condus politica românească. Dreapta este responsabilă pentru multe din eșecurile politicii românești. Trebuie să și le asume, trebuie să învățăm cu toții din ele, dar nu trebuie să fugă de responsabilitate. Adică mai aud din când în când că ei sunt noi. Nu sunt noi, sunt aceiași. Adică PNL, PDL, sunt cam aceiași lideri, sunt împreună și acum da, vor să conducă din nou țara. Ori sper să ieșim din această logică și să ne concentrăm pe ce e important, să construim ceva pentru România. Până la urmă, luni o să avem un președinte, fie că va fi Klaus Iohannis, fie că va fi Viorica Dăncilă. Care ar trebui, din perspectiva dumneavoastră, să fie primele puncte pe care ar trebui să le atingă președintele, noul președinte al României, în perioada imediat următoare? Eu cred că oricare dintre ei, luni, trebuie să prezinte o serie de priorități foarte clare pentru țară. Să nu fie demagog, să lanseze o serie de obiective precise. Fie că vorbim de aderarea la spațiul Schengen sau aderarea la zona euro, fie că vorbim de scoaterea vizelor cu Statele Unite, fie că vorbim de un proiect de țară nou, concret, pe anumite sectoare, că e vorba de sănătate în mod special sau că e vorba din nou de educație, cu criterii și lucruri care pot fi evaluate, da, la un moment dat de către cetățeni. Avem nevoie de un președinte responsabil și un președinte care vorbește și precizează foarte clar încotro mergem. Românii au nevoie de acest obiectiv. Chiar înainte să vin la dumneavoastră, la emisiune, m-am întâlnit așa cu un grup de tineri și unii mi-au spus că vor să plece din țară. Da, eu ca om care a trăit foarte mulți ani în afara țării și am decis să mă întorc, mi-e greu uneori să aud lucrul acesta. Și i-am întrebat de ce vor să plece din țară. Și mi-a spus, nu avem niciun fel de orizont în România. Nu știm încotro merge România. Și da, trebuie să spun. Sau nu au oferte în România? Nu au, mai găs, deci nu e vorba de oferte profesionale. Nu văd în care e direcția acestei țări. Cum va arăta România în 5-10 ani? Dacă aici se pot realiza profesional, dacă aici pot să-și întemeieze o familie. Și asta pornește din vârf. Președintele României trebuie să redea încredere că societatea merge înainte. Ori eu ce am văzut în ultimele câteva săptămâni, de exemplu, de când e PNL la guvernare, aud gaură în bugetul de stat, aud că e dezastru în fiecare sector. Dezastru încât România, da, e prezentată într-o zonă foarte neagră. Ok, sunt multe probleme în sistem, dar eu am încredere în mulți profesori din România care își fac treaba, am încredere în mulți medici din România care își fac treaba. Avem foarte mulți profesioniști care zi de zi muncesc pentru a schimba lucrurile în bine. Nu pot să spui că totul e un dezastru, pentru că asta conduce la ceea ce s-a și întâmplat, la scăderea monedei naționale, da, și creșterea euro în raport cu moneda națională, deci creșterea practică a dobânzilor. Vedem, practic, că agențiile de rating s-ar putea să ne degradeze tocmai pentru că prezentăm țara în această manieră. Vor scădea investiții, deci tot ce spunem noi ca decidenți are o consecință. De aceea eu cred că luni președintele să fie responsabil și să înțeleagă că trebuie să ne prezinte o direcție clară pentru țară în perioada următoare. Ne-am distanțat față de valorile europene? Ar trebui să ne apropiem în perioada următoare? Eu mai mult de Europa față de... Cum am făcut-o până acum? Eu cred că românii sunt puternic atașați de valorile europene și de tot ce înseamnă democrația. Poate chiar mai mult decât alți europeni. Și o spun cu toată modestia. Eu cred că românii înțeleg acum la 30 de ani de la Revoluție cât de dificil a fost pentru noi să obținem aceste libertăți. Și nu suntem dispuși să cedăm sau să le cedăm. În sensul acesta, cei care astăzi, da, resping dialogul, dezbaterea, din păcate, dau semnalul că este ok să mai limităm așa puțin democrația, să fim mai puțin dispuși la dialog. Ca și cum există
democrația mea și democrația dumneavoastră. Nu, există o singură democrație. Sistemul este foarte clar. Și asta presupune dialog și dezbatere. Dacă vrei să împărtășești valorile europene, fii dispus la dialog. Chiar zilele trecute mă uitam, ieri, dacă nu mă înșel, a fost dezbaterea între candidații pentru funcția de premier în Marea Britanie. Deci tot pe continentul european. S-au întâlnit cei doi, au discutat, nu s-au certat, da, s-au atacat, dar n-a fost ceva, da, care nu poate, ceva normal. Pentru că asta înseamnă democrație, adică Marea Britanie totuși are o cultură democratică esențială. O dezbatere reală. De ce nu se putea face acest lucru și la noi? Și trebuie să spun acolo, Johnson de dreapta spune despre contactantul său Corbyn că este comunist. Corbyn spune despre celălalt că este omul vândut corporațiilor. Deci totuși atacuri puternice nu se susțin, dar și nu și-a scos nimeni ochii. Dar au avut dezbaterea, pentru că asta aveau nevoie cetățenii și asta înseamnă respect față de oameni. Nu aș vrea să închei interviul de astăzi eu fără să vă întreb dacă există discuții la acest moment cu Victor Ponta sau formațiunea Pro-România privitoare la voturile de duminică. Cum va vota Pro-România duminică? Se poate baza PSD pe voturile lui Victor Ponta? Da, eu cred că o bună parte din cei care au votat Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale sunt oameni care împărtășesc valorile noastre și valorile de stânga. În sensul acesta, eu am susținut în partid această nevoie de a prelua din acele teme de campanie și chiar astăzi echipa noastră a prezentat dorința de a vorbi mai mult despre subiectele de mediu, subiect extrem de important. Am preluat practic temele de campanie ale domnului Diaconu și teme în care eu personal cred, temele destinate protecției mediului, în campania noastră, asumându-ne faptul că ne dorim să reprezentăm inclusiv acei oameni care l-au votat pe domnul Diaconu. În sensul acesta, da, cred că inclusiv cei care susțin Pro-România sunt mai ales oameni de stânga. Apreciez faptul că Pro-România n-a dat o direcție de vot și cred că mulți din acei oameni vor veni să voteze candidatul Partidului Social Democrat, pentru că, da, e o diferență foarte mare între ceea ce propune Iohannis, candidatul Dreptei, și ceea ce propunem noi. Adică dar noi există discuții care între PSD și Victor Ponta la momentul acesta? Nu cred că suntem în momentul de față la într-o astfel de zonă a unei discuții politice privind colaborarea între cele două partide. Dar, cu siguranță, da, noi avem o comunicare cu mulți parlamentari de la Pro-România, pentru că mulți vin din Partidul Social Democrat. Eu cred că lucrurile se vor rezolva de la sine și vom găsi soluțiile pentru ca la stânga în continuare să fie foarte sudată pe viitor. Și nu e vorba de colaborare între partide, cât este vorba să ne asumăm mesajul nostru politic de stânga pe mai departe. Da, vom vedea luni ce final vom avea, dacă în continuare va fi Klaus Iohannis la Cotroceni sau, de ce nu, Viorica Dăncilă va fi prima femeie președinte a României. Domnule Victor Negrescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm ca de fiecare dată pe același subiect. Mulțumesc.